După ce Ion Gaghi a fost repus pe funcția de manager al Bibliotecii Județene, fostul director al bibliotecii a ajuns mai nou la Muzeul Județean, bineînțeles tot pe funcția de director, dar interimar. Este așa de 2 săptămâni, o numire ținută la secret de președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, care nu a consultat nici consilierii județeni, nici personalul muzeului și nici nu a informat presa. Plimbă de câteva săptămâni moaștele unui mare mucenic. Dar le plimbă așa incognito de la o instituție culturală la alta. Ca să ne trezim că după ce plimbă așa, după ce a prins făcliile întunericului și se strecoară pe lângă garduri, că marele mucenic, în loc să fie după acea hotărâre judecătorească trimis la Muzeul Figurilor de Tescovină și nu de Ceară, este depus cu mare pioșenie la Muzeul Județean Giurgiu, fără să fie informat Consiliul Județean, fără să fie informată presa. Părerea mea este că de 2 săptămâni, fără să fie întrebat colectiv. Parcă aș suferi de interimatită. Mă aflu tot la o instituție de cultură. Asta este un lucru foarte important și sigur că mare parte din proiectele pe care încercam să le lansez la bibliotecă pot fi translate către muzeu cu destulă ușurință. Sigur, nu poate să fie vorba aici de un cenacul literar, dar o mulțime de alte manifestări se pot realiza și aici. Fiind o instituție din subordinea Consiliului Județean, deci plătită din bani publici, este normal și moral ca și consilierii județeni să cunoască și să voteze atunci când este vorba de numirea conducerii instituției în cauză. Iată încă o dovadă că transparența la Consiliul Județean lipsește cu desăvârșire atâta timp cât se numesc director pe sub masă fără votul majorității. Nu cred că trebuie nici eu, nici domnul președinte Mustățea să încerce astfel de presiuni pe oameni și ar trebui să punem oamenii valoroși, indiferent ce opțiune politică au, să-i punem acolo unde le este locul pentru munca lor de o viață și ca să poată să ducă mai departe instituțiile astea cu cinste. Până la lămurirea situației, Dan Mucenic rămâne interimarul de serviciu de la muzeu, probabil până ce un alt post de director din Giurgiu se eliberează, iar președintele Consiliului Județean găsește de cuvință să-i dea acestuia o nouă slujbă.